De când România a fost lovită de valul 4 pandemic în București, adică în cea mai aglomerată zona a țării, numărul de îmbolnăviri este doborât de la o zi la alta. Rata de infectare a ajuns deja la 16,27 la mie, potrivit ultimelor date anunțate de Direcția de Sănătate Publică. Cum capitala nu a fost introdusă în carantină, unii medici spun că cel mai bine în această perioadă este ca oamenii să stea mai mult în casă. Sectorul 1 al Capitalei rămâne în topul negativ al numărului de infectări. Incidența în această zonă a Capitalei este de aproape 19 la mii de locuitori, iar în sectorul 6 se apropie de 18. Vaccinarea unui singur membru al familiei reduce aproape la jumătate riscul ca și celelalte rude să se infecteze cu noul coronavirus. Este concluzia unui studiu realizat în Suedia, în care au fost examinate 1,8 milioane de persoane din peste 800.000 de, de familii. Realizatorii cercetării au constatat că în familiile în care o singură persoană a fost imunizată, riscul ca celelalte să fie infectate a scăzut cu 45%. În familiile cu doi membri vaccinați, riscul de îmbolnăvire a fost redus până la 86% în timp ce în cele cu trei persoane imunizate, membrii fără anticorpi la COVID sunt protejați de boală în proporție de cel puțin 91%. Procentul ajunge la 97 în cazul familiilor în care 4 din 5 membri au primit serul anticovid. Cercetarea a fost realizată în contextul răspândirii variantei alfa coronavirusului, care era dominantă în acel moment în Suedia.